Bună ziua, dragi șoferi, și bine v-am regăsit la un nou episod, Marca Șoferul. Astăzi, după cum puteți să vedeți, sunt într-un BMW M6, generația 9, F13. O mașină care la momentul de față este cea mai brutală mașină a bavarezilor. Are un motor de 4.4 V8 biturbo și dezvoltă undeva la 560 de cai putere. Face suta în 4.2-4.3 secunde și pot să vă spun că mașina este cu adevărat o bestie. Sunetul este unul foarte brutal, exagerat. Bun, acum am ieșit puțin cu mașina pe drum să vedem cum se comportă. Mașina este o brută, deci răspunde instant la accelerație. Parcă ar fi o mașină aspirată. Vezi, ea când a apărut pe piață, mașina a fost foarte blamată de fanii răiți ai mărcii. De ce? Pentru că ei considerau că o mașină M trebuie să fie aspirată. Iar cei de la BMW le-au făcut tocmai inversul. Au montat turbo. Dar până la urmă a fost o trecere în sensul bun. Mașina este una spectaculoasă, a câștigat multă admirație din partea fanilor BMW. Mașina de față este dotată cu pachetul Competition Package. Adică, ce înseamnă asta? Mașina vine cu destul de mult carbon la interior. O puteți să observați pe consolă, afară, plafon, oglinzi și, bineînțeles, acest volan racing, ca să-i spun așa, inspirat de cei de la Ferrari din Formula 1, în care se afișează turometrul în bord și spune când să schimbi treapta de viteză. Avem, bineînțeles, padelele de schimbare a treptelor pe volan și nu pe consola. Pe consolă. Cutia este SMG-ul cu 7 trepte dublu ambreiaj, o cutie foarte brutală. Da? Mașina a rămas în continuare tracțiune spate, cu toate că cei de la BMW anunță că în continuare vor să schimbe, aducând prea multă putere. Aducând prea multă putere motoarelor, vă dați seama că încetul cu încetul mașina va trebui să devină 4x4. Drept urmare, modelul nou de M5 care va apărea va fi cu tracțiune integrală. Mașina se diferă de un seria 6 normal. Pentru necunoscuți e foarte puțin probabil să-ți dai seama că este un M, adică este o mașină cât de cât cu minte la aspect. Puțin din bări mai evazate, niște aripi, 4 evacuări. Cine nu are un ochi format nu poate să-și dea seama că este un M. Dar situația se schimbă atunci când te uiți la interior și abuzezi de motor. Noi acum mergem pe modul normal cu mașina, dar dacă vrei situația să se schimbe, trebuie să apeși modul M. Atunci mașina dă tot ce are mai bun din ea, practic. Și, după cum știți, ele vin și cu celebrul mod Launch Control. E destul de dificil să activezi modul Launch Control la un M6, adică ai mult de umblat prin setările mașinii, dar într-un final vei fi mulțumit pe deplin de performanțele care ți le oferă. Mașina vine dotată inclusiv, bineînțeles opțional, cu frâne carboceramice, care îmbunătățesc semnificativ oprirea. Ele în general sunt folosite pentru circuit. Dacă duci mașina pe circuit, practic pentru ce a fost construită mașina. Dar în schimb opțiunea costă destul de mult și schimbarea lor la un anumit interval de timp la fel va costa proprietarul enorm de mult bani. Toate că este o mașină sport, avem în continuare extrem de multe dotări de lux. Practic am tot ce poate să-ți ofere un seria 6 sau un seria 7 chiar. După cum vezi, bordul interior abundă de piele, inclusiv bordul. Avem volan frumos din Alcantara, totul este electric, scaune ventilate, masaj, scaune full electric. Deci, dotări de lux pe care de obicei le găsești doar pe vârful de gamă al bavarezului, adică pe seria 7. Accelerația este fulminantă. Practic te înfige în scaun și puterea, practic niciodată tu nu rămâi fără
fără putere, tot timpul ai unele rezerve acolo. Gândiți-vă că are 580 de cai putere și 680 de newton metru de la 1500 de rotații pe minut, deci de undeva de foarte, foarte jos cuplul. Modelul testat de noi astăzi vine, după cum am spus, și cu pachetul M Performance, adică, în afară de ce v-am spus cu carbonul, ce are ea în plus este delimitarea electronică. Practic, când cumperi un BMW M6, el vine limitat la 250 de km la oră de fabrică. Accesând acest pachet, delimitarea este făcută delimitarea și mașina poate să ajungă undeva la 305 km la oră. Și dacă mă întrebați pe mine, se merită această investiție?